vedem. Cristian Achiță a fost primul politician de la Botoșani care și-a exprimat dreptul constituțional. El s-a trezit cu noaptea în cap și a mers la vot. Vicepreședintele Consiliului Județean a fost prezent duminică la ora 8 la școala numărul 13, unde și-a exercitat singur opțiunea fără jumătatea lui. După ce a ieșit de la urne, oficialul a declarat că a votat pentru o Românie a lucrului bine făcut. Am votat pentru o Românie normală, pentru un președinte normal, și pentru România lucrului bine făcut, adică pentru Klaus Iohannis, cu toată forța. Cristian Achiță a făcut și un apel către botoșăneni. Mi-aș dori ca în toată ziua de azi să vină cât mai mulți oameni la vot, să vină la vot, să-și exercite votul, indiferent cu cine ar vota, pentru că numai astfel putem schimba lucrurile în bine în România și să facem România lucrului bine făcut. Democrat liberalul anticipa producerea multiplelor incidente electorale, dată fiind miza uriașă a scrutinului. În comunele cu primari PSD, da, mă aștept la orice, pentru că sunt într-o disperare totală. De-aia vom monitoriza foarte bine votul în aceste comune. De la secția de votare, acesta a plecat la sediul partidului.